Ne aflăm acum în lunca râului Căgâlnic, la nord de orașul Cimișlia. Aici se construiește drumul național M3, porțiunea dintre localitățile Cimișlia și Porumbrei, cu o lungime de 19 km. La kilometrul 5, lucrările au fost opate din cauza că în această zonă se află două situri arheologice, și anume doi tumuli, două movile artificiale din pământ ridicate aici în lunca râului Căgâlnic, încă în mileniul 4 înainte de Hristos. Noi, efectuând cercetări arheologice preventive a acestor situri, ca construcția drumului să nu le distrugă, am descoperit deja o serie de complexe funerare, și anume morminte din epoca bronzului timpuriu și morminte din epoca bronzului târziu, culturile Iamna și Sabatinovka. Prezența mormintele au aparținut unor comunități de păstori care au locuit aici în lunca Căgâlnicului. Prezența lor aici nu este deloc întâmplătoare, fiindcă lunca râului Căgâlnic a prezentat condiții de trai prielnice pentru viața omului, și anume pentru practicarea păstoritului, care în epoca bronzului a fost practic principală activitate economică a locuitorilor din această zonă. Printre mormintele descoperite a fost și un mormânt de copil, alăturat umărului stâng, al căruia se afla un văscior de lut, care va completa colecțiile Muzeului de Istorie a orașului Cimișlia. Cu siguranță vor urma și alte descoperiri interesante. Noi încă nu am descoperit mormântul principal al acestei movile de pământ, fiindcă ea inițial a fost ridicată deasupra unui mormânt. Noi încă la el nu am ajuns, urmează să-l descoperim. Însă deja descoperirile care sunt aici ne dau speranța că cele mai interesante lucruri încă vor fi în zilele următoare descoperite. Cum a început această istorie? Cine v-a informat? Este o legislație? De fapt, Agenția Națională Arheologică activează în baza legii privind protecția patrimoniului arheologic și toate lucrările de construcție, lucrările mari de infrastructură, necesită avizul Agenției Naționale Arheologice. Atât comanditarul lucrărilor, administrația de stat a drumurilor, cât și cu firma de construcție au primit informația noastră despre amplasarea siturilor aici, în urma acestor informații a fost semnat un contract și noi am ieșit în teren pentru a descărca de sarcină arheologică porțiunea dată, după care lucrările de construcție vor continua și aici. Aceste movile au fost descoperite în anii 70, noi cunoaștem despre amplasarea lor. Mai mult ca atât, noi am realizat deja și harta arheologică a întregului raion Cimișlia, unde sunt documentate la moment peste 200 de monumente de acest tip, 200 de tumuli, pe teritoriul orașului fiind documentate în jur de 20 de tumuli. Asta este tumulul numărul 5 și alăturat se află și tumulul numărul 6. În anul 2015, grație suportului venit din partea autorității publice locale, Primăria Cimișlia, noi am cercetat tumulul numărul 8 de aici, de pe teritoriul orașului, care iarăși a furnizat niște descoperiri extraordinare și au completat fondurile și colecțiile Muzeului de Istorie a orașului Cimișlia. Pe lungimea traseului au fost documentate 4 situri arheologice, și anume o localitate din secolul II, era noastră, în localitatea Sagaidac, valul lui Traian, care este valul lui Traian de sus, care urmează a fi afectat de construcția drumului acolo, lucrările sunt stopate, și acești doi tumuli de la Cimișlia. În total 4 situri arheologice. În rest, situri arheologice aici nu sunt. Și dacă ne referim la secțiunea valului Traian de sus, exact. Ce vă așteptați să vedeți acolo? Ce? Pe noi cel mai tare ne interesează să vedem stratigrafia, adică să vedem cum a fost realizată această construcție monumentală care se trage de la Nistru și până la Prut, și ne așteptăm să vedem structura internă acestui complex de fortificație, și anume prin trasarea unor secțiuni vom vedea toate straturile de construcție a acestei fortificații. Pentru mine este un lucru foarte nobil ca să mă aflu aici, să fiu voluntar și să particip împreună cu arheologi la descoperirea civilizației preistorice. Și deci eu am aflat de această așa
parcă întâmplător și am fost foarte bucuroasă că mi s-a permis să vin și să particip împreună cu ei la, la acest lucru interesant. Ce instrumente lucrați? Ce aveți? Ce faceți? Aici sunt diferite instrumente, nu știu, le-am găsit. Deci noi cum găsim scheletele, trebuie încetişor, foarte atent să le dezgropăm.